În cultura noastră există două moduri de a motiva copiii. Motivație pozitivă, de exemplu să le spui, uite, super, ce bine ți-a ieșit, hai mai încearcă o dată, fă tu asta că, uite, te-ai priceput, poate te pricepi și de data asta. Dar există și o motivație negativă, adică această convingere că dacă amenințăm, copilul o să fie cumva motivat să ia măsuri ca să evite lucrurile negative. Și atunci îi spunem că nu o să fie în stare, că o să râdă ceilalți de tine, că o să se aleagă praful, în ideea în care el o să se motiveze să facă ce vrem noi. Motivația negativă provoacă frică. Pe termen scurt, copilul se poate mobiliza de frică. Pe termen lung, efectele sunt catastrofale. Se dezvolte această convingere că eu, de fapt, sunt bun de nimic, nu sunt în stare, sunt inferior celorlalți, nu mă descurc, nu am capacitate. Iar aceasta este, să zic așa, un bagaj sau o povară foarte mare în viața noastră de zi cu zi. Pentru că, în realitate, în fiecare situație în care noi o să trebuiască să intervenim sau să acționăm, o să plecăm practic de la această premisă, că eu nu pot, că nu mă descurc și atunci o să-mi fie teamă, o să evit, nu o să fac, da? O să fiu etichetat ca leneș, da? Foarte frecvent, pentru că eu nu mă bag, eu nu mă bag de fapt de frică. De aceea, indiferent de situație, copilul se motivează așa, încearcă, te pricepi, poți. Hai să vorbim, este singurul lucru pe care vrea să-l audă copilul. Nu te judec, nu te cert, doar te ascult. Sigur apar soluții la propriile probleme. Se numește flexibilitatea psihologică a părintelui. Să găsească o oarecare flexibilitate, pentru că de fapt a fi funcțional înseamnă a fi flexibil din punct de vedere psihologic și din punct de vedere emoțional. Vorbește cu mine este invitația pe care o face tot timpul părintele.